Bună seara! M-am gândit să facem o mică și rapidă recapitulare înainte de examen. Am mai filmat video să și ieri și cum am pus să-l editez. Eram prea agitată și cred că mi-au luat flashback de când învățam eu pentru admitere. Deci am zis să-l fac din nou și să de data asta să fim mai liniștiți și mai relaxați ca să nu ca să ne mai scadă emoțiile dinainte de examen. Deci, hai să începem cu primul capitol. <coughs> să începem cu axe și planuri. Ok. Axul longitudinal. Deci, tot timpul, țineți minte la examen că un ax, axele sunt linii, ok? 2D, e ceva pe hârtie. În schimb, planurile sunt 3D, sunt formate din două axe. Deci, de exemplu, dacă la examen ești axul longitudinal e format din axul sagital și transversal. Nu! Greșit! Doar planurile sunt formate din mai multe axe. În schimb, axele au uh, poli. Hai să vedem. Axul longitudinal are un pol superior sau cranial spre craniu și un pol inferior caudal spre coadă. <coughs> Scuzați, am filmat prea multe video pe <coughs> YouTube și mi-a pierdut <coughs> Ok. Axul sagital <coughs> se împarte într-un pol anterior și un pol posterior. Axul sagital trece prin noi ca o săgeată de la față la spate. Iar axul transversal traversează, cum eu traversez stradă de la stânga la dreapta, axul transversal mă traversează pe mine, tot de la stânga la dreapta. Acum, planurile. <coughs> planul longitudinal este, pardon, planul frontal. Nu se cheamă longitudinal. Planul frontal este format din axul longitudinal și axul transversal. Împarte în corpul într-o parte frontală și o parte dorsală. Ok? Planul sagital este format din axul longitudinal și sagital. În parte corpul, într-o parte stângă și o parte dreaptă. Dacă trece fix prin mijloc, ca în imaginea asta, se numește mediosagital. Ok? Și atunci se numește planul simetriei bilaterale. Adică pe două părți bilateral, dacă tai aici ca un măr, eu o să văd că aici este simetric. Ok? Simetrie bilaterale. Și axul transvers, pardon, planul transversal este format din axul transversal și axul sagital. Este un plan orizontal și este și împarte în corpul într-o parte superioară cranială și inferioară, caudală, spre coadă. Um, ce să vă mai zic? Este planul metameriei corpului, adică feliuțelor corpului. Taie ca feliuțe, feliuțe, metamerie, ca o rămiță. Ok? Aha, axul longitudinal se mai numește și axul... Hai să vedem aici ce ne mai zice. Să mă mai uit aici. Deci, ne mai zice așa, axul longitudinal este și axul lungimii corpului. Ok, easy. Merge din creștetul capului până la nivelul delimitat de suprafața tălpilor. Ok. <coughs> Aha, uitați, axul sagital se mai numește și axul antero-posterior. Ok, ușor de țin minte. Aha, este axul grosimii corpului. Deci, cum țin eu minte? Este că Așa sunt gros și așa sunt lat, ok? Planul sagital este axul grosimii și planul transversal este uh, axul uh, lățimii. Uh, sau țin așa aminte, uh, hips, cum se zice asta, coapse, late. Știți, se zice vorba să coapse, late sau așa, gen că să vine de la coapse. Ok, așa ține eu aminte. Ok, hai să trecem mai departe la nume. Volar sau palmar se folosește pentru palm, plantar pentru talpa piciorului, mă rog, nu cred că o să întreb trebuie despre asta, superficial și profund, eu asta zic să le ținem minte cel mai mult. Superficial și profund ne gândim la înjunghieri, se folosesc pentru a spune despre gradul de apropiere față de suprafața corpului, te-ai mai aproape de suprafața corpului, adică superficial sau mai profund. Și mai este perechea asta, proximal și distal, eu mereu recomand să le ținem în minte în perechi, proximal despre, ok, vorbesc despre membre, despre cât de apropiate de centuri, adică centuri ce înseamnă? Centura scapulară și centura pelviană, unde se prind membrele de trunchi, ok? De exemplu, aici e mai apropiat de centuri, dar aici e mai distal, mai proximal și mai distal, Ok, avem așa, cavitățile corpului, cavitatea toracică, cavitatea abdominală, cavitatea pelviană. Cavitatea toracică este separată de cea abdominală prin mușchiul diafragmă, ok? Mușchiul respirației. Acest mușchi tot timpul ne ajută, ne pinge plămânii ca să respirăm. Hai să vedem ce mai e aici de zis. Mm -hmm. Ok, hai să trecem la celulă. Inițial toate celulele au formă globuloasă, ok? După își fac ele formele lor nebunești, gen hematia neuronul, dar mai întâi toate încep ca un cerc. Ovulul 150-200 de microni. Fibra musculară, ca a fost anul trecut, 5-15 cm. Baza este celula, baza corpului. Celula are o membrană, care se mai numește și plasma lemă. Ea este formată din fosfolipide și proteine. Hai să mergem din nou, din fosfolipide și proteine. Ok, aceste fosfolipide, ele formează un bistrat, ok? aici interiorul celulei aici exteriorul pe uh, sau să uh, la interior este partea hidrofobă, uitați, nu vrea să atingă apa, fobă. În schimb la exterior este partea hidrofilă, este ok, iubește apa, poate să stea lângă apă. Structura plasmalemei poate fi descrisă de modelul mozaic fluid. Ok, așa arată. Um, ce mai avem? Glucide, ok, pe fața externă. Uh. Aici, pe fața externă, avem glucide, ca plăcuța de a celulei. Eu pot să citesc aceste glucide să văd despre celula asta ce este ea. Uh, ele sunt încărcate negativ, ne mai zice în carte. Desmozomii sunt niște scociuri, ok, care lipesc, uh, solidarizează celulele epiteliale, ok? Desmozomii, scociuri. Acum, în interior celulei este un slime în care stau organitele. Corect, acesta se numește citoplasm. De ce ne zice că principalele funcții ale celulei se desfășoară la nivelul citoplasmei? Pentru că dacă organitele fac funcțiile și organitele se găsesc în citoplasmă, are sens? Acum, <coughs> organite specifice. Care sunt specifice? Să ne uităm niciodată. Miofibrile în mușchi, neurofibrile și corp sau tigroizi în neuron. Din nou, miofibrile, neurofibrile, corp -nisul. Acum, hai să vedem despre organitele comune. Ribozomii sunt, sau corpusculii lui Palade, că au fost descoperiți de românul Palade, ribozomii sunt fabrica de proteine, ok? Fabrica de proteine sunt ribozomii, să nu uităm asta. Ribozomii, fabrica de proteine. Centrozomul ajută moșa celulei, are rol în diviziunea celulară, ajută nucleul să se divizeze. Lizozimii au rol în digerarea substanțelor care pătrund în celulă, ok, doctorul celulei, mănâncă tot ce intră în Mitocondriile Mitocondrile, neapărat să nu uităm asta, mitocondrile sunt fabrica, uzina de energie a celulei. Ei produc energie, mitocondrile produc energie sau ATP prin procesul de fosforilare oxidativă. Aparatul Golgi este ca un autobuz, excretează substanțe celulare. Mai avem reticulul endoplasmatic, neted și rugos, este ca un tot ca un autobuz. Sistem circulator intracitoplasmatic. Reticulul rugos, de ce e rugos? Pentru că are chestii pe el, dar nu e neted, gen are punctulețe pe el. Cu ce ne ajută acele punctulețe? Cred că sunt proteine chiar, sau nu știu. Sau nu știu ce, ribozom, pardon. Și de aceea are rol și în sinteza proteică. Ok. În neuron nu vom găsi centrozom, pentru că centrozomul este a celulei, ok? Dar neuronul nu se divizează, ok? Cu câți neuron te naști, cu atâția muri. Este vorba care ne va duce aminte că centrozomul nu, nu, se găsește în neuron. Acum, transportul transmembranar. Sunt mai multe feluri. Difuziune, difuziune facilitată, osmoză și transport activ. Noi, ce ne poate întreba este care folosesc proteine transportatoare și care folosesc energie? Care folosesc energie? Transportul activ, că ai se numește activ. Restul, difuziunea, difuziune, facilitată, bla, bla bla, sunt pasive. Și uh, care folosesc proteine transportatoare? difuziune facilitată și transportul activ. De ce? Transportul activ, de-aia de folosește energie, pentru ca să dea la pompele astea, la proteinele astea. În schimb, difuziunea facilitată, cum ține minte că folosește proteine? Pentru că se numește facilitată, adică ajutată. Adică ce înseamnă aceste proteine? Stați o secundă. Așa, uitați, vedeți aceste proteine? Ele sunt badigarzi, ok? Bagă chestii înăuntru. În celulă, dar ne zice că... Ce ne zice? Stați așa componenta proteică este cea care realizează funcțiile specializate ale membranei și mecanismele de transport transmembranar okay? adică bodyguards, fac funcții specializate fac funcții fancy ok, potențialul de acțiune, dacă vreți să memorați asta, între minus 65 și minus 85 de mV. Uh, prag, panta ascendentă, de descendentă, ok, la, depo la depolarizare, adică la început în panta ascendentă intră chestii pozitive, adică sodiu în celulă după la repolarizare, ies chestii pozitive, adică potasiu din celulă. Pragul, adică potențialul de acțiune asta, este un răspuns de tipul totul sau nimic, adică la prag. Adică pragul ce înseamnă? Ca o negociere. Îmi dai un stimul destul de mare și îți dau un răspuns sau nimic. Are sens? Totul sau nimic înseamnă că și dacă îmi dai mai mult, dacă eu am ceva și costă 5 lei, dar tu îmi dai 10 lei, tot ăla îți dau, ok? Și perioada de refractare înseamnă pauză, ok? Nu mai pot să fac un nou potențial de acțiune. Pun potențialul de acțiune, odată generat în orice punct al membranei, va stimula zonele adiacente, propagându-se în ambele sensuri până la depolarizarea completă a membranei. Ok, eu doar zic chestii din carte, fără mai explicații, pentru că poate v-ați săturat să citiți și a 10-a mea oară manualul, poate vreți să ascultați pe cineva care vă ce chestii din manual, pentru că știu că așa sunt eu. Ok, capul și gâtul împreună formează extremitatea cefalică a capului. Ok, a, ah, am cefale, mă toare capul, cefalic, are legătură cu capul. Acum, mai avem și nucleu în citoplasma, ok? Nucleul este bosul informației genetice, el conține ADN-ul nostru. De aceea el, de aceea, oh, și ce nu, prea multe de țări, nu vreau să fac prea complicat. Vreau să zic că centrozomul, da, stă lângă nucleu și le ajută în diviziune celulară, că mai întâi se desparte ADN-ul, ok? Să faci două celule fix la fel, dar gena asta nu e pentru admitere, să le <laughs> Ok, și despre nucleu nu mai sunt niște chestii, că conține ADN-ul care și el o citoplasmă, care se numește carioplasmă, cario. Ok? Uh, mai conține și nucleoli, bla bla bla. Care este rolul membranei plasma lemei? Logic, membrana este ca o husă, înconjoară celula, îi conferă formă, separă de structurile externe. Logic, nu ne, nu ne îngrijorăm. Proteinele nu sunt distribuite uniform în cadrul structurii lipidice, ok? Adică avem proteine peste tot. U și aici, și aici, și aici, peste tot, ok? Asta se referă. Um... Nucleul poate să fie excentric sau centric, poate să fie în centrul celulei sau nu, depinde. De obicei ia forma celulei, o celulă mai grăsană are un nucleu mai grăsan, o celulă nu știu cum. Majoritatea celulelor sunt mononucleate, adică au un singur nucleu. Există și uh, excepții, dar noi știm un ex, o excepție anume, și anume hematia, ok, globula roșie. Ok, globula roșie, ea nu are nucleu. <coughs> rolul ei este în a transporta um, oxigen și dioxid de carbon și de-aia este anucleat, a renunțat la nucleu ca să aibă cât mai mult spațiu pentru oxigen și de dioxid de carbon. Ok, hai să mă mai uit în carte să vedem dacă mai e ceva de zis. Ne mai zice despre diferite dimensiuni. Ok, ovulul, cam asta s-a mai întrebat între trecut, 150-200 de, de microni orice celulă are o membrană și o citoplasmă, ok? Dar nu neapărat nucleu, unele sunt anucleate. Ok, mai ies chestii din citoplasma asta, din slime să mai ies chestii din celulă. Cum ar fi? Pseudopode, adică leucocite, celulele albe, își fac false piciorușe, ok? Ca să, niam, 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 neam, să mănânce viruși și bacteriile sau să călătorească în diferite locuri. Mai avem microvile, ok? Care sunt... Um, niște tubișori care ne ajută în absorpție. De aceea îi găsim în rinichi, ok, că vrem să absorbim chestiile, nu vrem să le pierdem în urină, sau le mai găsim în intestin, vrem să absorbim ce am mâncat noi, glucoză, bla, bla, bla. Mai avem cil, care cilii se găsesc în sistemul respirator, ok? Ei sunt ca niște măturici și toată ziua se fac așa ca să măture praful pe care noi îl inhalăm și dezmozomi, ok? Corpuscul de legătură, scociu, care lipește celulele epiteliale, ok? Sper să nu. Hai să zicem și asta. Citoplasma este un sistem coloidal în care mediul de dispersie este apa, iar faza dispersată este ansamblul de micelii coloidale care se găsesc în mișcare brownian. Nu știu nimic ce înseamnă asta, dar uh, o zic acum că răpate, ne, ne rămâne în minte și ne pică la daia cu adevărat sau fals. Uh, ce înseamnă propoziția asta? Practic, slime uh, citoplasma este ca un slime. Ne mai zice că citoplasma are o parte nestructurată, numită hialoplasma, și o parte structurată, organitele, în care, organitele care, se găsesc înăuntru, ok? Osmoza este difuziunea apei, ok? Este efectiv ca difuziune, adică ce înseamnă? Asta e membrană, ok? Intru și ies. Asta înseamnă, mă difuzez, ok? Intru și ies. Difuziune, osmoză, asta înseamnă transportul transmembranar. Osmoza este a apei, iar și tot timpul astea, cele pasive, ok, adică naturale, nu folosim energie să le, tipuri de transport, nu folosim energie la ele, uh, tot timpul se mută natural, ok? Asta e legea naturică. Chestiile se vor muta la concentrații mari sau de la presiune mare, la presiune mică. De ce? Pentru că vor să facă egal. Uite, eu am mai mult, ia de la mine, vin la tine unde ai mai puțin ca să facem egal, ok? Corpul iubește echilibru. Tot timpul de la concentrații mari la mică. Ok, și mai este tabelul ăsta blestemat pe care nu vreau să l-aud, nu vreau să-l văd, nu vreau să știu nimic despre el. Ok. Următorul capitol. Ok, sistemul nervos. Unitatea sistemului nervos este neuronul. ei se pot clasifica. După formă sunt stelați, fibrblasti, sferici, piramidali. După funcție pot să fie receptori, motori sau intercalari de asociație. După numărul prelungirilor, tot timpul este cu poli, ok, multipolar, câte prelungiri au polul sud, polul nord, multipolar, bla bla bla, unipolar, în ganglionul spinal, tot timpul se va găsi un neuron pseudo-unipolar. Acum, neuronii care, aici ar trebui să, cred că vreau să zic eferent sau nu știu, asta ne-a scris acum 2 ani. Neuronii intercalari sau de asociație sunt neuroni care fac legătura între receptori sau senzitivi și motori, ok? între neuronii sensitivi și motori. Neuronul este format dintr-un corp, din dendrite și axon, corect? Dendritele, ok, sunt celulipete. Adică ce înseamnă? Dendritele sunt prelungiri celulipete, adică primesc impulsul și îl conduc spre corp. În schimb, axonul este celulifug. Impulsul fuge de, prin axon. Neurilema, plasmalema neuronului este de natură lipoproteică, nu fosfolipidică, cum am zis noi fix înainte. Avem și organite specifice, noi le știm dinainte, corp nisal sau tigrois și neurofibrile. Sper să nu trebuie despre asta, dar corp nisal se găsesc în corp și la baza dendritelor și neurofibrilile peste tot, ok? Fibrele astea peste tot, și în corp și în prelungiri. Dendritele. Dendritele mai groase, apoi se subțiază. Axonul, ce ne spune despre el? Prelungire unică, adică un neuron are un singur axon, mai lung și mai gros decât dendritele se ramifică prin buton terminal care conțin vezicule pline cu mediatori chimici, ok? Neurotransmițători. Axonul din sistemul nervos central are doar teacă de mielină, ok? În schimb, în sistemul nervos periferic are și teacă de mielină și teacă șoan și teacă henle, ok? Care e ordinea de la interior la exterior? Mielină, Schwan Henle. Henle fiind la exterior are rol în permeabilitate și rezistență. Ok. Axonicul teacă de mielină, adică mielinizat. Conduc impulsul mai rapid decât cei fără mielină și saltatoriu, adică impulsul sare la un nod ramvier la altul. În sistemul nervos central, teaca de mielină este produsă de oligodendrocite, C-cite, cu C-central. -c o celulă produce pentru mai mulți axoni, e generoasă. În schimb, în periferic, cine produce? Easy, celula Schwann. care un, o celulă Schwann produce pentru un singur axon. Ok, nevrogliile sunt ajutătorii neuronilor. Care e despre nevroglii? Nevrogliile sunt de 10 ori mai multe decât neuronii, se divid, neuronii nu se divid, de aceea n-au centrozom și pot avea forme și număr de prelungiri variabile. Ok, sinapsa este transmiterea de la impulsului de la un neuron și o altă celulă. În sinapsa chimică, conducerea este unidirecțională, de la porțiunea presinaptică la porțiunea postsinaptică. În schimb, sinapsa electrică este bidirecțională, adică în ambele sensuri. Un exemplu este, de, de, asta, de sinapsa electrică, este cea dendrodendritică, adică este electrică, bidirecțională, toate cele, ok? Dendrodendritică, între dendrite. Mai departe, măduva. Iese de la C1, C1 la L2. Din nou, de la C1 la L2. Meningele spinale sunt de la exterior la interior. Dura mater, arachnoida, pia mater. Între dura mater și canalul vertebral se găsește un spațiu numit epidural. Între păianjenul arachnoida și micuța pia mater la interior, ce se găsește între păianjen și micuța pia mater? Un spațiu care conține lichid cefalorahidian. Ce mai avem noi? Dilatări în jurul mâinilor și în jurul picioarelor. Mă trebuie să fie mai activă acolo, că e multă mișcare. Și astea se numesc intumescența cervicală și intumescența lombară. Porțiunea cenușii a măduvei este la mijloc în formă de H sau de fluturi și se împarte în coarne, coarne, Posterioare, coarne laterale și coarne anterioare. Cele posterioare sunt senzitive și sunt mai alungite și mai subțiri. În schimb, cele anterioare sunt motorii și sunt mai uh, late și mai scurte. Aceste coarne laterale cu verde, sper că se vede mausul. la celălalt video mm -hmm. nu știu, nu se vedea mausul. Ok, dar mă rog, astea cu verde, ok? Nu le putem observa în toată modul, dar le putem observa în ordine, în cervicală inferioară toracală și lombară superioară, ok? E în ordine. În restul nu le putem observa. Avem un tub, ok? Canalul ependimar, care conține lichid cefalorahidian. Avem 31 de perechi, din nou, 31 de perechi de nervi spinali. Atenți! 31 de perechi de nervi spinali. Nervii ăștia au o rădăcină posterioară care e tot la fel senzitivă, una anterioară care e tot la fel motorie și un trunchi mixt. Și apoi 5 ramuri. Aceste ramuri formează plexuri în toate părțile, în afară de partea toracică, unde se dispune ca nervi intercostali. Actul reflex are la bază arcul reflex, format din 5 componente, receptor, cale aferentă, centrimotor, cale eferentă și efector. Ace Acești receptori proprioceptori dau de la muște, îndoane și articulații. Ok, îmi spun despre propria mea Uh, localizare în spațiu. Ok? Se încadrează în proveniența stimului. Pot să fie exteroceptor, interoceptor sau proprioceptor, ok? Dacă sunt fazici sau tonici, se referă la viteza de adaptare. Dacă sunt chemo, foto, termo, mecano, se referă la tipul de energie pe care o prelucrează acești receptori, ok? Reflexele măduvei, avem niște reflexe somatice, haideți să le vedem. Miotatic și nociceptiv. Miotatic este cu ciocănelul, când ai cu ciocănelul și se ridică piciorul. E bine, acesta este m-miotatic, m-monosinaptic. Ok, în schimb, cel nociceptiv, adică de durere, este mai complex, este polisinaptic și iradiază, ok, durerea iradiază, ok, antrenează un număr crescut de neuron la elaborarea răspunsului, ok, anunță multe chestii, bă, te doare, te doare, te doare. Ok, nervii cranieni, dacă vreți, putem să-i memorăm care sunt senzoriali, care sunt motori, care sunt mici, senzoriali, 1, 2, 8. Asta, sunt 12 perechi, ok? Nu 31 ca la spinal, 12 perechi, adică 24 în total de nervi cranieni, perechi, de la 1 la 12. Perechea 1, 2, 8 sunt senzitivi, 3, 4, 6, 11, 12 sunt motori, mix 5, 7, 9, 10 sunt mixti. 3, 7, 9, 10 sunt parasimpatici, în ordine ei sunt olfactive, optici, oculomotor, trochlear, trigemeni, abducenți, facial, vestibococlear, glosofaringeni, vagi, accesori, hipogloși. Acum, ideea e că dacă, știu că sunt unii oameni care s-au apucat să învețe cam acum, înainte de examen. Băi, nu, nu vă pierdeți timpul acum să învățați asta, ok? Încercați să învățați altceva. Dacă ați avut timp dinainte, da, puteți să învățați asta, da? Ok? Hai să vedem. Cerebelul, cerebel, ca dansatorul cerebel. El ne ajută la coordonarea mișcărilor, ca okay? să fim niște dansatori suavi. Este pe partea posterioară a capului, ok? Legat de punte și de bulb, din de la ce asta, trunchiul cerebral. Uh, are un vermis pe mijloc și două emisfere cerebeloase. Atenție, nu cerebrale. Cerebrale sunt aici, cerebeloase. Și are un cortex, adică scoarță, o scoarță. Dacă te o oferit vedem ca scoarța unui copac, care este din materie cenușie. Okay? Talamusul. Este sensibil talamusul. Toate sensibilitățile trec prin talamus, ca o poștă. Și talamusul zice, ok, tu te duci în aria nu știu ce, tu te duci în aria nu știu ce, ok, ca o poștă. Hi Hipotalamusul este cu hormonii. Hipotalamusul cu hormonii. Ok, adică reglează funcția endocrină. Emisferele cerebrale, chestiile astea scui și roz, ce să vă zic despre ele? Habar n-am. Sunt legate de fibre comisurale, ok, adică cum am vedea aici, nu, nu, nu cade una cu cealaltă, comunică una cu cealaltă prin <coughs> fibre comisurale, conțin ventriculii laterale, adică 1 și 2 și tot așa o scoarță, ok, adică un cortex. Tot așa, din materie cenușie la exterior. Este format din paleocortex, care e mai vechi, ok, și are legătură cu sistemul limbic, adică cu emoții și instincte. În schimb, neocortexul e mai nou în evoluția noastră. Se, a, e mai fens, are mai multe celule, straturi de celule și se ocupă cu procese psihice superioare, gen memorie, creativitate, bla, bla, bla ce să vă mai zic, vegetativ, sistemul nervos vegetativ se împarte în simpatic și în parasimpatic. Simpaticul nu este simpatic, deci dacă vă întreabă care dintre următoarele sunt efecte simpatice, băi, nu vă gândiți simpatic, gândiți-vă nebunesc, gândiți-vă, băi, dacă eu sunt în super stres, ce se va întâmpla în corp? Încercați să le gândiți logic. Simpaticul este luptă sau fuș, se activează momente de stres. Parasimpaticul, relaxare și mâncare. Deci nu uitați, simpaticul nu este simpatic. Le puteți ghici în examen. În simpatic se dilată pupila, care se numește mitriază. Opusul este mioză, ca la miop. Adică nu vezi bine, se constrictă pupila. De ce? Ca să vezi la distanță. Sa secretăm salivă vâscoasă, pentru că mi s-au de la emoții. Ok? Crește frecvența cardiacă, vasul o constricte, vasul se strângă, ok? Mi-a crescut tensiunea. De ce? Vasul se strâng ca să împingă sângele unde avem nevoie. Bronhile din plămâni se dilată, că vrem oxigen să alergăm de urs. Nimic legat de digestie sau excreție nu se întâmplă, ok? Deci sfincterul vezical, sfintele sunt contractate, ok? Pentru că nu e timpul să mergem la baie. Dacă ne întreabă, sper să nu întrebe, dar dacă ne întreabă de mușchiul detrusor vezical, el se contractă doar în, pa în, parasimpatic. De ce? Pentru că de vezical este fa vezica, ok? De trusor vezical este mușchiul vezicii, ok? Nu e niciun sfincter, ok? Este vezica în sine. Dacă vezica se contractă, adică dacă deturseful se contractă, înseamnă că mergem la baie. Ceea ce se întâmplă doar în parasimpatic, ok? Când ne alergă unor să nu avem timp să mergem la toaletă. Ce să vă mai zic de aici? Nu știu ce să vă mai zic. Și axonul, desigur, are și el o axolemă, plasmalemă și, nu știu, neurilemă. Deci, plasmalema neuronului se numește neurilemă. Axonului se numește axolemă, plasmă. Adică, mă rog sunt chestii diferite, dar gen, înțelegeți ce vreau să zic adică uh, nu vă panicați dacă vedeți ceva ce nu știți în examen ok cofeina ce face? crește uh, excitabilitatea sinapselor în schimb anestezicele o scad, ok ok, uite, n-am vorbit despre căile ascendente și descendente, băi, nu știu ce să vă zic nu știu ce să vă zic de aici, sunt prea multe detalii nu, no, mă ia, nu no. nu, no, ai cannot, dar ce să vă zic Uitați, puteți să memorați asta, pentru sensibilitatea dureroasă, deci pentru durere și temperatură, receptorii sunt terminații nervoase libere, ok? Imaginați-vă ca niște firicele care vin aici la, la degetele noastre să simtă durerea și uh, temperatura. <coughs> nu, uh, nu sunt încapsulate. Ce să vă mai zic? Primul neuron, tot timpul se va găsi în ganglionul spinal. Nu știu, ar, astea ar trebui explicate, îmi pare așa rău, sunt nu, nu mai pot cu corinț, nu mai pot <laughs> primul neuron mereu se găsește în ganglionul spinal al treilea neuron mereu se găsește în talamus, mai ține de că am zis că toate sensibilitățile se opresc în talamus și talamusul le duce mai departe talamusul fiind un sensibil ce să vă mai zic uh, uh, asta, uitați uh, la asta de durere ok, de durere termice și dureroase se formează fasciculul spinotalamic lateral. Îmi pare rău să zic această informație care nu ne ajută cu nimic în viață. Mă simt eu, mă simt mie mi-e -mi -mi rușine gen să zic asta ce. Dar ce să mai e înainte de examen? Sistemul piramidal este cu mișcare voluntară. Sistemul extrapiramidal este cu motilitate involuntară, ok? Automată și semiautomată. Uite, cum, pute, cum țin eu mintea asta? Dacă la copii nu se dă nospa, nu? s am visat eu? Da, nu se dă nospa, că au, uh, au sindrom extrapiramidal, adică involuntar, toți mușchii se contractă și rămân așa. Nu e nimic grav, da gen, toți mușchii se contractă așa. Și de asta eu știu că extrapiramidal înseamnă de involuntar, ok? Involuntar. Ok? That's just a mind hack I'm using. Ok. 75% dintre fibre se încrucișează, formând decusația piramidală. 25% nu se încrucișează. Ok. Basic Romania. Trebuie să înveți chestii și te nu, nu înțelegi nimic din ele și nu știi nimic din ele, dar e ok. unele, reflexe se închid în trunchiul cerebral. Ok. Adică pă pă În ăsta. Ok. Nu mai ajung până la creier. Uh, și sunt unele importante, cum ar fi respirația, bătaia inimii, îmi vine zice aici, salivator de deglutiție, masticator, cardioaccelerator, pupilar de acomodare. 10 din cele 12 perechi de nervi cranieni încep în un cerebral, adică aici. Ok, atâta. Tumaci. Oricum, era prea mult. Ok, dați-mi voi să, schipuiesc ăsta cu analizatorii, că nu știu nimic despre capitolul ăsta. Dar hai să ne uităm, hai de totuși să ne uităm așa un picuț. Uitați, mi-aduc aminte că de multe ori a fost întrebarea asta când învățam eu pentru admitere. Epiteliu este un... Ah, pardon, epidermul este un epiteliu pluristratificat keratinizat. Ok, mulțumesc. <laughs> Scuzați-mă, dar eu mi-am pierdut răbdare cu Corint ăsta. Eu nu, nu am răbdare cu Corint, am nervi pe el. keratinizat, uh, ok? Pielea e formată din keratină. Ok, așa ține minte. Cred că dacă ați învățat uh, analizatorii, ați învățat mulți care sunt la pentru rece, care sunt pentru presiune, care sunt pentru durere. Uitați, asta s-a mai întrebat, am avut o întrebare. Rolul analizatorului olfactiv, adică al simțului mirosului, este să depisteze prezența în a unor substanțe mirositoare, eventual nocive, gen toxice, și împreună cu simțul gustului, aprecierea calității alimentelor. Ok, sunt chemoreceptori și la gust și la miros, sunt chemoreceptori. Eu, miros, eu, ca să miros ceva, simt particulele chimice, are să zic gen substanțele chimice de acolo. Ok, uh, papilele gustative sunt de mai multe feluri, ne zice că cele filiforme nu au muguri gustativ. filiforme. Ok, uh, ce nu mai zice? Că dulce e la baza limbii, se simte la baza limbii gustul dulce. Ceea ce, I think, is like fake news, but whatever. La vârful limbii, pardon, nu la baza limbii, la vârful limbii. Ok, și dați-mi voi să nu zic nimic despre ochi, vă rog, că e prea, nu știu nimic despre asta. A, ba, uitați, bastonașele pentru vederea nocturnă, la lumină slabă. În schimb, conurile pentru vedere colorată. Haideți să vorbim rapid și despre hormoni, despre sistemul endocrin. Din păcate, n-am apucat să fac și un video și planșe despre sistemul endocrin, dar hai să vorbim așa rapid, așa ca o... Ok, sistemul endocrin produce hormoni. Ce sunt hormonii? Sunt care e chestia despre ei? Că acționează la distanță de locul sintezei, adică sunt sintetizați bla bla bla, dar ei sunt eliberați în sânge, ok? Și călătoresc bla 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 peste tot unde au ei uh, treabă, deci la distanță de locul sinteze, care sunt organele, glandele endocrine, epifiza și hipofiza din creier, glanda parotiroidă și tiroida, mai este timusul, care la pubertate involuează aici, mai avem glandele suprarenale, deasupra rinichilor, nu au treabă cu rinichii, doar așa se numesc că sunt deasupra rinichilor, pancreasul exocrin, ok? Și ovar respectiv testicul. Ok, să vedem ce mai avem aici. Ok, des, hai să vorbim despre STH, că s-a mai întrebat despre STH un picuț. Deci, somatotrop, ok, STH, el um, este secretat de cine? De adenohipofiză, ok. Și este hormonul creșterii, ok, STH, hormonul creșterii. Crește în lungime oasele. El se poate, dacă este hipersecretat, ok, prea mult hormon de creștere înainte de pubertate produce gigantism, CTH dacă este prea mult CTH înainte de pubertate apare gigantismul ok, stați bla, 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 bla. gigantismul, ok dar dacă începe să fie secretat prea mult CTH după pubertate apare acromegalia în care viscerele feței extremitățile și organele interne sunt mai mari cresc, ok cum putem ține minte că este după pubertate? Chiar dacă nu-mi place să arăt poze cu oameni. Dar după pubertate, ok, apare acromegalia. Ok? Dacă e înainte de pubertate, te faci mare de la început, ok? Are sens ce zic? Sper că are sens. Hiposecreția duce la naniz. Ok? De STH. Ok, ce mai avem? Ok, hai să vorbim despre... TSH, uh, care stimulează um, de hormon tiroidier. Grave disease. Să vedem. Boala Beisto, nu știu cum se pronunță exact. Ok, în hipertiroidism, okay. prea mult, prea mult TSH secretat și insuficiență tiroidiană, dar nu este o boală anume, insuficiență tiroidiană dacă este prea puțin. Mai avem hormonii gonadotropi, ok, care acționează pe gonade, adică ovar și testicul, noi cunoaștem PSH și LH. Mai avem uh, hormonul antidiuretic, pe care tot așa l cunoaștem, ADH sau vasopresina, produs de neurohipofiză, prea puțin, el reabsorbe apa, ok, în corp. Dacă avem prea puțin ADH, se va duce la diabet insipid, adică sipid sete, ok, pierd foarte multă apă, și mesete, ca să o rebagă în corp. Ce mai este? Oxitocina, la fel produsă de neurohipofiză. Oxitocina este hormonul dragostei, ok? Ne ajută la naștere și alăptare. Ce să mai zic? Pancreasul, el secretă uh, insulină și uh, glucagon, care au efect opus. Insulina are efect hipoglicemia, adică scade glicemia. Și glucagonul crește glicemia. Și ele sunt așa tot timpul ca să mențină în... Uh, Echilibru. Timusul este localizat retrosternal, ok? Timusul. Micuț, la adulți nu prea mai are funcție. Mai sunt glandele paratiroide, lângă tiroide, ok? Se secretă parahormonul. PTH, ok? E simplu numele și calcitonina, ok? Care are legătură cu calciu. Acum, ce am mai văzut că mai e greu? La, uh, supra la glandele suprarenale, ok? Ne spune așa că. Stai. Ok. La orice chestie și la glandele ad, adrenale, cum se zice, suprarenale. Este o parte corticală și o parte medulară, ok? Corticală pe exterior, medulară pe mijloc. Acum, corticala secretă tot felul, ok, de hormon, pe care noi putem să cuim un pic, ținând minte că sunt la final cu corticoizi, uitați, mineralul glucocorticoizi, sexosteroizi, gluco dar. Medul suprarenală în mijloc secretă că ok? Nu sună la fel ca astea, eu așa le țin minte. Medul suprarenală secretă catecolamine. Asta mi-a picat mie când am dat admitere și n-am știut-o. Și n-o să uit niciodată. Medul suprarenală secretă catecolamine, adică adrenalină și noradrenalină, ok? Adrenalină și noradrenalină în medul suprarenală. Care au efect ca sistemul nervos simpatic, îți bat inima mai tare, toate cele. Oh, ce să vă mai zic? Ok, Hormonii secretați de adenohipofiză. Ok, e poate fi glandulotrop sau non glandulotropi. Dacă sunt glandulotropi, înseamnă că acționează pe alte glande. Ok, cum ar fi ACTH care nu știu, pe, pe nu știu pe ce. Stați. Ok. ACTH stimulează activitatea secretorie a glandei corticosprarenale. Ok, cam detalii. Asta la tiroidă, asta la ovar și testicul. Ovar și testicul, ok, acționează pe alte glande. În schimb, non-glandulotrop sunt hormon de creștere, nu acționează pe glande, acționează pe creștere, ok? Și prolactina, care favorizează secreția de lapte din glanda mamară, ok? Într-un fel putem hecui dacă ne pică care sunt glandulotrop și non-glandulotrop, să luăm prin excludere. Asta de creștere și asta cu lapte nu sunt, nu acționează pe alte glande, sunt non-glandulotrop. Ce să vă mai zic de aici? Hai să ne uităm la ce întrebări au fost, că n-am apucat niciodată să le rezolvăm împreună. Deci, glandele endocrine produc hormon pe care îi în sânge și acționează la distanță. Glicemia normală, între 70 și 110, somatotrop, STH. Înainte de pubertate, ce face? Gigantism. După pubertate, ce face? Acromegalie, ok? Crește, um, cresc în mărime vișcerile, vișcerile feței, bla, bla, bla. Gigantismul, să vedem, prin hipersecreție de STH, hiper, prea mult hormon de acromegalia se caracterizează prin creșterea oaselor late și, în general, prin creșterea extremităților, prin uh, hipersecreție de STH după pubertate, medulo suprarenala, ok? Medulo suprarenala, cate, secretă catecolamine ok? Catecolamine, anticadrenalină și noradrenalină. ADH, dacă avem prea puțin antidiuretic, avem prea multă diureze. exprimăm afară prea multă apă și atunci avem diabet insipid, cine sete, ok? Glanda suprarenală, uitați, este la polul superior, a, superior al rinichiului. Nu participă, nu are legătură cu rinichi, nu face urină, are o parte medulară și o parte corticală. Pancreasul este o glandă mixtă, are și funcție endocrină și funcție exocrină. A, încă o chestie, uitați. Ok, hipotalamusul și hipofiza comunică, ok? Să se niște, doar vă zic așa. Ok, cu adenohipofiza comunică printr-un sistem port, adică Sistem port, adică vase de sânge. Sistem port, hipotalamou hipofizar. Ok, cu neurohipofiza -ă, printr-un tract nervos. Neurohipofiza, tract nervos, ține minte într-un fel, ok? Nu prin vase de sânge, prin tract nervos. Tract nervos, hipotalamo, hipofizar. Ok. Prea puțină insulină va duce la diabet zaharat. Ok. Prea puțin, hiposecreția de ADH, diabet insipid, mesete și hormonul care scade glicemia, insulina. În schimb, glucagonul o crește. Ok. Oase și mușchi. Deci, membrele superioare se leagă de corp prin centura scapulară, care este formată din claviculă și scapulă sau omoplat, ok? Centura scapulară formată din claviculă și scapulă sau omoplat. Membrile inferioare se leagă de corp prin centura pelviană. Ok, scheletul mâinii are așa. Păsați. Deci, avem așa: la mână avem 8 carpiene, 5 metacarpiene și 14 falange. La picior avem 7 tarsiene, nu carpiene, 7 nu 8. Și restul la fel: 5 oase metatarsiene, 14 falange. Ok, oasele feței, capului, se pot împărți în neurocranii, noi trebuie să gândim dacă ele vin din neurocranii, adică protejează creierul sau vin din viscerocranii, adică protejează viscerele, adică bo, ochi, nas, gură, vin de la față, ok? Uh, ok, neurocranii, hai să vedem, facem împreună. Un frontal, două parietale, două temporale, un occipital un etmoid și un sfenoid, ok? Deci care sunt pereche temporale și parietale. În schimb, la viscerocraniu sunt mai multe și e ușor să ne dăm seama din nume. Lacrimale, zigomatice sunt ale pomeților, oasele zigomatice ale pomeților. De ce vă zic asta? Ca să puteți da prin excludere acolo când pică. Ce mai avem? Palatine, atenție să nu încurcați, parietale, parietale cu palatine, ok? Care erau oasele palatine? Și uitați, din nas, să vedem. A, din, a, nu, din gură, de aici, de la, stați, uh, palatine. Gen, se văd doar aici, gen, de la palatul gura, cerugurii, adică palatul dur al gurii. Ok, din cerugurii, palatine, palatul dur, gândiți-vă la asta, palatul dur al gurii, cerugurii, adică. Așa, viscerocraniu, avem, uh, toate sunt pereche în afară de două. Care sunt? Vomer, la nas, vomer și mandibulă. Ok, vomer și mandibulă. Restul sunt toate pereche din viscerocraniu. Ok, și coastele, hai să vedem. În total sunt 12 perechi de coaste. Primele șapte se numesc adevărate pentru că se articulează cu sternul. 8, 9 și 10 se numesc false pentru că se articulează cu sternul prin intermediul coastei 7. Și ultimele două sunt flotante sau libere. 11 și 12 nu se ating de, de stern deloc, flotante sau libere. Prin sudarea oaselor, ilionii, și pubii se formează osul coxal. Osul coxal, ok? La pelvis. Femurul este osul coapsei, ok? Coapsa ce are? Femurul este un os lung. Antebrațul ce are? Radius și ulna. Ok? Hai să vedem aici. Parietalul, sternul, scapula și oasele coxale sunt toate oase late, ok? pare greu să ne dăm seama. Sternul, scapula sunt late, toate. Și rotula, ok, la genunchi, rotula este un os sesamoid, adică care se găsește în grosimea unui tendon. Ok. Mușchiul în formă de cupolă este diafragma, ok? Stați o secundă. Diafragma, ok? Țineți minte că ziceam că diafragma delimitează cavitatea toracică de cea abdominală. Diafragma, mușchiul respirației, ok? Ce mușchi mai avem aici? Ai să ne uităm. Maseterii la mestecație. Sternocleidomastoidean. Asta s-a întrebat de multe ori. Sternocleidomastoidean este un mușchi al gâtului. Trapez. Ce? ăsta este mușchiul trapez. Spate și ceafă. OK? Pectorale îi știm. Dințatul mare. Uitați, e dințat pe ăstea. pe coaste. Mușchiul piramidal. Este al abdomenului. OK? Piramidalul. Drept abdominal, transvers abdominal, oblic intern, oblic extern. Atenție! Deltoidul este principalul mușchi al umărului. Mamă, ce emoție am, ce întrebări să pice. Sper să pice de astea care au mai fost. Pentru că deltoidul s-a întrebat de multe ori. Deltoidul este principalul mușchi al umărului. Ok. Brachial. Brachial înseamnă tot timpul în legătură cu brațul, ok? Ce mai avem la picior? Croitorul mai avem și mai avem mușchiul cu vadriceps. Croitorul și vadriceps sunt la coapsă, ok? Când facem genoflexiuni, ne lucrăm cu croitorul și cu adricepsul. Nu uitați, femurul este osul coapsei, ok? Femurul este osul coapsei. Un, unii pot să fie circulari, orbicularul buselor, orbicularul ploapelor, sfincterele, diafragma în formă de cupolă, piramidalul în formă de piramidă, adică triunghi, mușchii trapezi sunt trapezi. Ok, hai să vedem, mai e ceva de zis aici. Nu, am zis toate. A, carpienele și tarsienele de la mâini. Mai ținut minte carpiene, tarsiene, bla bla bla, sunt oase scurte. Ok? Hai să le mai zicem o dată. 8 carpiene, 5 metacarpiene, 14 falange la mână, la picior 7, nu 8, tarsiene cu T, nu cu C. 5 metatarsiene și 14 falange. Ok. Mai departe, sistemul digestiv.